Bine, atunci la un nou episod din habar n-am ce asta. Codrin a făcut un joc aparent. Dacă îl putem numi joc, e ceva mai mult super psihologic decât un joc, dar l-a făcut și am zis să-l jucăm pentru că l-am găsit pe acolo și am zis de ce nu? Hai să dăm drumul, vedeți că e foarte bucuit și e la Codrin, deci nu prea te poți aștepta la ceva genial. Glumesc, nu, ideea e că e foarte basic. Hai să dăm drumul. Te-ai trezit încă o dată, din păcate. Ok. Cum te simți astăzi? Liber? Da. Ok, merge prin tunelul ăsta de căcat. Un joc de Codrin Bradea. Nu mă da, arun. Da, e un tunel acolo. Stai o secundă până îți rezolvi aici să văd cine ești, cum te numești. Talagiu la Bagiu? A, tu. Speranța. Se pare că mă știe. Cineva mai interesat astăzi. Tot la fel de neinspirat și singur ești, neputincios și sceptic. Să știți că jumătate din chestia este că le zice, mă gândisem și eu mai demult de ele și le-am scris și într-un carnețel, da. Nici dacă zici că nu te cunosc. Ok, nenea. Codrinele, unde-i drumul? Știți că e acolo lightning? Te plictisiți să mergi în aceeași direcție în continuu, așa e? Nu, îmi place, îmi place. Și atunci, de ce nu observi că faci asta în fiecare zi? Păi observ, dar îmi place. Ești confuz în legătură cu tunelul? Nu. Nu toți suntem. De multe ori avem impresia că noi luăm deciziile. Ia uite, stânga-dreapta. Stânga-dreapta. Ai puterea să alegi. Să bag pula de rămâș în același loc. Dacă mă rășim în același loc, îmi bag pula. Bravo, mulțumesc! Ești stăpânul proprii tale vieți. Uite, ai făcut o decizie ca pe urmă să vezi că tunelul și-o continua sensul în aceeași direcție din care veneai. Îmi bag pula. Ești așa puternic. Sunt. Pentru că tocmai... Frate, n-am cum să merg altfel, că tristează că nu ajungi la capăt. Da. Și da, dacă se aud chestie construcție. Chiar. Unii ajung chiar prea repede și tu fugi disperat spre necunoscut. Nu tocmai. Hai să schimbăm puțin muzica, poate ajută. Să-mi bag pula, poți muzica de aia cu da-da-da-da. Nu? E operă? Ce trebuie să mă? Mai și cântam împreună cu mine, fut-o Dumnezeu, dar nu mă la pământul ăsta toată viața mea. Dar vezi ca un crosshair de la RQS. Să-l întreg copiatul. Ce pizda măsie asta. Confort. Așa mai merge. Nu că-ți place viața dintr-o dată mai mult. Nu, nu știu ce pula mea e asta. Deși știu unde te îndrepți. Pare că mergi mai cu drag când ai muzica potrivită lângă tine. Ce? Okay. Aș putea să fiu mușcat și de un crocodil de față pe melodia asta și nu mi-ar păsa. Pe melodia asta, dacă te-ar mușca un crocodil pe față, da. Cred că ți-ar păsa. Totuși, cred că nu e necesar astăzi. Pizda, mă, să... Frate, n-ai pus nici măcar skin la scări. Atenție, vise, that's fuck. Hop, am ajuns la asta, dar nu știu problema asta. Am ala, ce dracu, mă? Ce e aici? Nu fi trist. Nu să... Ia uite. Ne putem numi prieteni dacă vrei. Vrei? Nu! Și în cele mai singuratice momente din viața ta tot ai pe cineva alături. Codrine, nimeni nu te vrea. Nu crezi că ai călătorit până acum singur. Codrine, pula mea, nu! Vreau să știu ce dracu e asta. Ai pus lining-uri, bravo, Codrine! Nu, place că ești naiv. Ești un prieten de treabă. Nu! Am zis că nu vreau să fiu prieten cu tine, cu adică-s... cu adică-s prieten de treabă. Dacă ai avea șansa, ai lovi o pătrânică în față. Da. Dacă n-ar fi nimeni jur. Ce? Nu. I-ai luat poșeta și ai zdrobi ochiul nostru, miserat. Ha, nu. Și care ar trebui să deschidă, dar în esență... Vedeți că s-a futut sunetul de la el, pentru că am trecut printr-o zonă care trebuie să vorbească. Aici ceva cu uși și obstacole. Dar așa și încerce ca o babă, deci... pe tine mai lucrează un pic la sunet, dar atât. Ce dracu e asta, mă? De ce seri așa oribil? A pus niște lining-uri, a pus lumini din pula, efectiv. A pus un fel de marmură și niște lumini nașpa. Mă sperie! Nu știu ce e asta. Și nu știu ce scrie acolo, lightning needs to be rebuilt. Codrine, rezolvă! Uită-te în jos. Nu vreau. Bine. Mergi în aceeași direcție ca până acum? Nu. Mergi în direcția complet opusă? Nu. E măcar tunelul tău ăla. Nu. Trebuie și totuși, știu eu. Continui să-ți explorezi tunelul în întuneric. Vrei să ieși afară, vrei să știi tot. De ce continui să explorezi? De ce vrei să cunoști? Habar n-am, pentru că am pula mare. Poate? Mai bună explicație vrei?
Explică-mi tu, să-mi apăr. Știi ce-ți propun eu? Nu? Să te bucuri de luminile din interiorul tunelului. Nu să fugi disperat după cea din capăt. Pentru că strălucește cel mai tare. La urma urmei, s-ar putea ca lumina aceea după care fugi să nu fie decât cea mai mare dezamăgire pe care ai avut-o. Poate, dar măcar încerc. Ești fericit acum că-ți vezi tunelul. Care tunel? Ăla-i tunelul meu? Bă, bune, ai pus o cameră deasupra și asta-i tot. Sfârșit, Codrin Bradea. Te bat. Codrine. Știu că asta a fost o poveste. N-a fost joc. Efectiv, putea să fie... The fuck? Și da, asta a fost jocul care îl vom numi joc între ghilimele. Codrin, ai făcut ceva... Îl vom numi special. Ai făcut ceva special. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe ca să vă abonați canalul, să vedeți o parte din legiune unul dintre noi. Și dacă vreți să fac asta, pentru că mișc masa, de data viitoare, al băga King out. Și nu să băgați codul PACA pe G2 ca să faceți o reducere maxim 3%. Al băga King out. Băga, băga. Bună căluț! Du-te căluț!